Oleanu și... Nu zici cum se rau. Deocamdată las așa. Mai las și să se mai audă și spectatorii, știi, că mi-e greu. De aici nu-mi dau seama dacă strigă sau nu. Dragi prieteni, suntem în direct pe canalul nostru de YouTube, unde nu ne-am mai văzut și nu ne-am mai auzit de foarte mult timp. Înaintea unei partide extrem de importante, cea dintre Corvinul 1921 și Concordia Chiajna, unul dintre capetele de afișe ale acestei întâlniri din Liga Secundă. Doamnelor și domnilor, înaintea acestui joc, lovitura de start a partidei dintre Corvinul Hunedoara și Concordia Chiajna este dată de unul dintre cei mai talentați sportivi pe care a dat Hunedoara în ultimii ani. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru boxerul nostru, Cosmin Cosu Gârleanu! În anul 2015, Cosmin cucerea titlul mondial de juniori la categoria 46 de kg. A urmat apoi un argint la Europeanul Under 22 și participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, unde a fost singurul român urcat în ringul olimpic pe tabloul masculin. Acum, la 23 de ani, a îmbrățișat o carieră în boxul profesionist, tocmai în Mexic, și a obținut deja primele două succese. Doamnelor și domnilor, Cosmin Gârleanu! După cum probabil ați auzit, a fost lovitura simbolică de start dată de un campion. Este vorba de Cosmin Gârleanu, cel care se îmbrățișează acum la marginea terenului cu antrenorul nostru principal, Florin Maxim. Suntem gata de startul partidei dintre Corvinul Hunedoara și Concordia Chiajna. O vreme excelentă pentru fotbal aici la Hunedoara și, după cum probabil vedeți și pe transmisiunea noastră oferită de colegul meu, Alexandru Mic, gazonul se prezintă în condiții impecabile. Sunt în jur de 4, poate mai bine, 5.000 și ceva de spectatori prezenți la startul acestei întâlniri. Vă spuneam încă de la început, iată s-a auzit și fluierul de start, că este una dintre partidele importante ale etapei. Concordia Chiajna în galben complet este o echipă care în acest sezon e o pretendentă la promovarea în Superliga. Joacă mai bine în deplasare, lucru arătat și de rezultatele înregistrate pe teren străin până acum. Le vom aminti pe parcursul acestei transmisiuni, dar are ceva probleme pe teren propriu, acolo unde a cedat cu CSM Alexandria și cu liderul surpriză CSC Schellenberg. Apropo de liderul surpriză, acesta va juca doar marți cu CSA Steaua, iar până atunci, în cazul unei victorii astăzi pe arena Michael Klein, echipa noastră poate deveni lider al Ligii Secunde. Trecem în revistă repede cele două echipe cu oaspeții care oricum se află deja în atac în banda stângă aproape de fanionul de la colțul terenului. Recuperează pentru moment echipa noastră și este un fault asupra lui Alexandru Neacșa. Așadar, Concordia Chiajna, antrenată de Eric Link, care a început cu Oncescu în poartă. Jucători de câmp sunt Corbu, Tamaș, Ispas, Achim, Lazar, Codrea, Tucaliuc, Dulca, Ghimfuș și Adrian Bălan. Nume foarte importante, mai ales la nivelul primei ligi, atât în echipa de start, cât și pe banca de rezerve pentru Concordia Chiajna. De partea cealaltă, Florin Maxim a răspuns cu echipa tip, pe care ne-am obișnuit să o vedem în teren încă din primele minute, fie că jucăm aici la Hunedoara, fie că o facem în deplasare. Dar să vedem această acțiune de atac a echipei noastre cu centrarea lui Iacob, intuită foarte bine de Ispas, jucător sosit la Chiajna în această vară, alături de mai mulți colegi de la Universitatea Cluj. Așadar, Corvinul cu lefter în poartă, jucători de câmp sunt Iacob, Lică, Manolache, Velisar, la mijlocul terenului Mitran, capitanul echipei Neacșa, Bradu, Denis Hrezdac, Nicolae Pârvulescu și în față golgheterul din sezonul precedent al echipei noastre, este vorba de Marius Coman. Arbitrează această întâlnire o brigadă de Ligă Secundă cu multă experiență, Marius Omuț din Satu Mare la centru, asistat la cele două margini de Ioan Corb, tot din Satu Mare, de Daniel Noghi din media și de Alexandru Suvar pe postul de arbitru de rezervă din Sibiu. Observator de arbitri este Stan Prodan din Alexandru
Andria, iar observator federal este Romeo Malacă din Timișoara, președintele Asociației Județene de Fotbal din Timiș. Am trecut deja de minutul 2 al acestei întâlniri, s-a jucat până acum la mijlocul terenului un fault, o intrare ceva mai energică acum a lui Antoniu Manolache. Marius Omuț este genul de arbitru care nu prea face rabat când vine vorba de astfel de intrări, ține să le explice jucătorilor ce au greșit, dar în același timp este foarte, foarte stăpân pe poziții, cum se spune. Așadar, vom avea o primă lovitură liberă periculoasă pentru gruparea oaspete. Urcă deja în preajma careului de 16 metri, acolo Ispas, dar și Gabi Tamaș, la 39 de ani Gabi Tamaș arată impecabil, o fază, o lovitură liberă bătută scurt, centrarea lui Corb, acum pe bara a doua, atenție la această fază și ocazie imensă, este 1-0 pentru Concordia Chiajna. 1-0 pentru Chiajna, gol cu mult noroc înscris de vizitator după o greșeală în defensiva echipei noastre. Încerc să-mi dau seama cine este cel care a împins până la urmă mingea în poartă. Este Adrian Bălan, jucătorul din atacul ilfovenilor. Întreaga bancă de rezerve a oaspeților a sărit în aer la această reușită a lui Adrian Bălan, jucătorul cu numărul 9 de la Concordia Chiajna. Deschidere de scor pe Arena Mihail Gaina, înscris pentru Concordia Chiajna, cu numărul 9, Adrian Bălan. Corvinu! 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 Spuneam că echipa noastră nu este obișnuită să fie condusă, așa că e normal să vedem care va fi reacția. Prima fază periculoasă a jocului și primul gol, spre deosebire de mijlocul săptămânii trecute, când echipa noastră în minutul 2 deja avea 1-0 în duelul de cupă cu FK Csíkszereda, după aceea reușită superbă a lui Denis Hrezdac. Ei bine, acum oaspeții reușesc să marcheze. Vă spuneam la începutul acestei partide că Concordia Chiajna este genul de echipă care joacă mai bine în deplasare. Cele trei victorii înregistrate până acum în meciurile oficiale din această vară au fost toate la 0, 1-0 cu CSEA Fumați în cupă, 3-0 pe terenul celor de la FK Csíkszereda și 6-0 pe terenul celor de la Progresul Spartak. Problemele au apărut pe teren propriu, unde au cedat la limită de fiecare dată cu același scor, 0-1 cu CSM Alexandria și aceeași rezultat în etapa trecută cu CSC Schellenberg. Coman coboară la mijlocul terenului, e pasă cam moale pentru Antonio Bradu. Atenție la această fază, Adrian Bălan încearcă să-l surprindă pe Ștefan Lefter cu o minge de la 40 de metri. A șutat însă destul de modest. Adrian Bălan, un jucător cu foarte multă experiență, cu minute bune în prima ligă, venit și el la Concordia în această vară de la Universitatea Cluj. Sunt câțiva jucători care au venit din Ardeal, având în vedere că Eric Lincar a antrenat acolo, îi cunoștea foarte bine, a promovat Universitatea Cluj. Sezonul precedent, după acel baraj de poveste, în urmă cu două sezoane, îmi cer scuze, după acel baraj de poveste cu Dinamo, mai sunt jucători cu experiență și pe banca de rezerve, acolo unde, de exemplu, este Romario Pirez, fost capitan la Universitatea Cluj. Lipsește din lot Adrian Popa, fostul jucător al celor de la FCSB și CSEA Steaua în ultimii ani. Lovitură liberă pentru echipa noastră, Alexandru Neacșa trimite la marginea careului, pe sub minge este Coman, balon respins până la Manolache, centrare pe bara a doua pentru Lică, resping de acolo fundașii centrale a lui Eric Lincar. O echipă foarte solidă, Concordia Chiajna, a apăsat încă de la începutul sezonului, una dintre candidatele certe la locurile ce duc în play-off, alături de Chindia Târgoviște, FC Argeș, CS Mioveni, Gloria Buzău, echipe care poate chiar dacă nu au startul de sezon pe care îl așteptau, vor fi cu siguranță acolo între echipele care se vor lupta pentru locurile ce duc spre prima ligă. Unirea Slobozia e pe 3, să nu uităm că și Ceahlăul arată foarte bine, am văzut acest lucru chiar și aici la Hunedoara, unde nemțenii au pierdut la limită, dar a fost un meci extrem de deschis. Lică combina acum cu Neacșa, caută un coleg Neacșa, îi pasează lui Coman, aglomerează foarte bine în zona centrală cei de la Concordia Chiajna. Neacșa șut blocat acolo și va fi prima lovitură de la colțul terenului și l-am văzut și pe Velisar făcând semne către public pentru a încuraja echipa la această lovitură de la colțul terenului și ascultați reacția publicului.
Lovitura de la colțul terenului, tot Neacșa este acolo, alături de Nicolae Pârvulescu, jucătorii care execută de obicei cornerele, bate pe colțul scurt, acolo respinge puternicul Gabriel Tamaș, într-o zonă în care se află doi jucători ai Chiajnei, se descurcă bine Antonio Bradu, care pasează spate către Iacob, bună pasa lui Iacob în cele din urmă pentru Lică, șutul lui Lică! Alături! E bine însă că echipa noastră are reacție. Minge care s-a dus, e adevărat, la ceva metri distanță de poarta lui Oncescu, dar n-a arătat deloc rău șutul lui Viorel Lică. Cade din nou un jucător al Chiajnei la mijlocul terenului și Omuț acordă din nou lovitură liberă pentru vizitatori. Poartă o discuție acum cu Alexandru Neacșa. Spuneam că este genul de arbitru care nu lasă loc de prea multe interpretări. Ultima dată a venit la Hunedoara chiar tot în luna lui septembrie, însă în 2022, la cel 6-3 cu Sănătatea Cluj pentru echipa noastră. În vreme ce pe Concordia Chiajna a arbitrat-o în luna martie a sezonului precedent, a fost 2-1 pentru Metaloglobus într-un duel ilfovean. Practic Popa, care lipsește de pe foaia de joc, și Pârvulescu sunt jucătorii care nu sunt în primul 11 astăzi pentru Concordia Chiajna, de la jocul cu CSC Schellenberg, pentru că acela e de referință. Nu știu cât de mult a contat pentru Concordia Chiajna duelul cu CSM Alexandria din Cupa României de la mijlocul săptămânii, cedat la turnul Măgurele, 0-1. Lică, mingea la picior, pasează pentru Alexandru Neacșa, care este peste tot pe teren în acest moment. Alexandru Neacșa își depășește adversarul cu multă ușurință, pasează lui Marius Coman. Coman a stat pe poziție acolo foarte bine Codrea, fostul jucător al celor de la Politehnica Timișoara, Dorin Codrea, fără nicio legătură cu actualul antrenor al timișorenilor, Paul Codrea. Aruncare de la marginea terenului pentru Corvinul. Au repus repede alb-albaștri, Nicolae Pârvulescu din aproape în aproape pentru Alexandru Neacșa. Deocamdată aglomerează foarte bine zona centrală cei de la Chiajna și au făcut bine temele. Nicolae Pârvulescu pentru Mitran, preluare largă a lui Timi. Și-a dat deja sacoul jos Florin Maxim, semn că s-au încălzit lucrurile la propriu și la figurat. Și normal, după startul mai puțin fast de meci al echipei noastre, care în minutul 3 a încasat primul gol de la Adrian Bălan după acea lovitură liberă și o neatenție în defensiva noastră. Minge pentru Antonio Bradu, mai departe pentru Nicolae Pârvulescu, schimbă direcția foarte bine pentru Mihai Velisar, îl are din nou aproape pe Antonio Bradu, care a încercat să-i retrimită, cu noroc că mingea rămâne optarului nostru, centrarea sa nu este însă de cea mai bună calitate, pradă ușoară pentru Codrea, același Codrea, minge acum pentru Velisar, respinge Gabriel Tamaș, tot într-o zonă în care se află un jucător al Chiajnei, ceva dificultăți a ilfovenilor de a scoate mingea din defensivă, toate mingile merg pe masivul Adrian Bălan. Recuperează Alexandru Neacșa într-o zonă centrală, trebuie să fie atent pentru că vine un jucător din spate, îi pasează lui Flavius Iaco, mai departe pentru Denis Hrezdac, cel mai bun jucător al Corvinului în meciul câștigat la mijlocul săptămânii cu echipa din Miercurea Ciuca și înscris acel eurogol în minutul 2. Antoniu Manolache și el marcator în acea partidă. Bradu așează pentru Coman. Pierdem din nou posesia la marginea careului. Trebuie să recupereze Alexandru Neacșa. A lovit și este lovitură liberă într-o zonă foarte bună pentru echipa noastră. Multe întreruperi de joc. Cel care a faultat este Tucaliuc. În preajma balonului sunt aceiași, Nicolae Pârvulescu și Alexandru Neacșa, doi executanți buni de faze fixe. Este însă o distanță apreciabilă, sunt
mai bine de 25 de metri spre 30 de metri. Să vedem cum vom executa această lovitură liberă. Sare peste minge Nicolae Pârvulescu. Alexandru Neacșa este o schemă. Pe bara a doua vine Mitran. Minge reluată în blocajul unui adversar. În mod normal, Iacob va trebui să arunce din nou mingea în careu. Acolo este Gabi Tamaș, un duel al jucătorilor cu gabarit mare. Gabi Tamaș și Lică, mă refer la înălțimea acestora, evident. Acțiune periculoasă pe banda dreaptă pentru cei de la Concordia Chiajna. Foarte periculoși pe contraatac. Offside acum la această minge trimisă pentru Codrea. Anuncat în minutul 13 al acestei întâlniri, 1-0 pentru oaspeți, după reușita lui Adrian Bălan din minutul 2. O nouă minge în flanc acum pentru Flavius Iacob. Iacob luat repede în primire de doi jucători. Coman a încercat să treacă în viteză printre aceștia, să profite de acea ieșire ușor hazardată a defensivei Chiajnei. O minge trimisă lung de Achim până pe partea cealaltă pentru Dulca, aproape de a recupera acolo. Velisar faultează și din nou fază fixă, luat ușor în colimator central Lomuț de către cei de la tribuna mare. Sunt, cred că, aproape de 4.000 de spectatori. Un protest al Peluzei Nord, care nu a cântat încă de la startul acestui joc. Strângem rândurile pentru același deziderat. Rămânem ultrași liberi într-un stat eșuat. Este mesajul Peluzei Nord, care se solidarizează cu celelalte grupări ale suporterilor din Superliga. Știți prea bine povestea din ultimele zile, ați văzut și aseară, galeria lui Dinamo a plecat de la meciul din Giulești pentru că nu a fost lăsată să-și desfășoare coreografia pregătită pentru duelul cu rivala din Giulești. Au protestat și alte galerii și e liniște deocamdată dinspre Peluza Nord, însă cu siguranță vom auzi zgomot după proteste. O nouă minge în flancul drept pentru Chiajna. S-a descurcat foarte bine acolo Manolache, Corbu a fost blocat. Iată, Corbu joacă împotriva corbilor de la Hunedoara. O intrare tare acum asupra lui Alexandru Neacșa și este primul cartonaș galben al acestei confruntări văzut de Codrea. Primul cartonaș galben al acestei întâlniri văzut de jucătorul cu numărul 28, Dorin Codrea. Bate în spate Flavius Iacob, a trecut un sfert de oră din această întâlnire. 1-0 pentru Concordia Chiajna, echipă care a început cei drept mai bine. Au fost două reacții ale formației noastre. Lică a fost aproape de a marca, de a cadra un șut din afara careului. O minge care este deviată de un jucător al Chiajnei în drumul ei spre Antonio Bradu. Primește Velisar în bandă, citit acolo Velisar de Dulca. Primește aplauze însă pentru efortul depus la această fază. Da, și s-a încheiat protestul Peluzei Nord. Deocamdată singurul stadion pe care s-a marcat în întâlnirile care se desfășoară la această oră 11, Viitorul Târgu Jiu, FK Csíkszeredo 0-0, tot 0-0 este și la turnul Măgurele între CSM Alexandria și CSM Slatina și la Reșița între CSM și Progresul Spartak. La marginea careului este Coman acolo, a căzut un jucător al Chiajnei, foarte interesant stilul de joc al Concordiei, se vede că e echipă cu experiență care știe să tempereze atunci când e cazul și să încerce să scoată din multe faze care nu anunță multe lucruri un avantaj pentru ea. Se mai joacă de la ora 12 astăzi Unirea Dej Gloria Buzău.
O nouă minge trimisă în flancul drept pentru Chiajna, care iese bine din defensivă. Circulă balonul până pe flancul stâng, încearcă o schemă acolo și un șut modest, atenuat șutul lui Ghinfuș, un jucător sosit în această vară la Chiajna. Giovanni Ghinfuș, atacant, a și marcat deja pentru gruparea lui Eric Lincar. Un jucător născut în Spania, la Granada. A fost și în atenția lui Dinamo. Alexandru Neacșa acum în posesie și de la distanța lui Alex Neacșa, care a vizat vinclul, era demarcat în banda dreaptă Flavius Iacob, dar e bine că încearcă echipa antrenată de Florin Maxim să surprindă cu aceste șuturi de la distanță gruparea oaspete. Suntem în minutul 19. Eric Lincar se întoarce la Hunedoara după o aventură scurtă pe care a avut-o aici ca antrenor în 2011. A condus FC Hunedoara la acea vreme. A stat însă puține meciuri, 8 partide în campionat și în cupă. A avut un bilanț pozitiv, dar a plecat după ce echipa sa a pierdut un derby, hai să spunem, local cu CFR Simeria în Liga a 3-a. Era însă la începutul antrenoratului. Adrian Bălan primește în flancul stâng, este talonat de Lică. Bălan încearcă să trimită în careu, se descurcă Hrezdac acolo din fața lui Tucaliuc. Cosmin Tucaliuc, un jucător care aparține de Farul. 23 de ani pentru tânărul Tucaliuc. Aruncare de la marginea terenului. Iacob se descurcă deocamdată bine în fața lui Achim, un alt jucător cu experiență. Adrian Popa lipsește, spuneam, din lot, dar Gabriel Tamaș, Romario Pires, Paul Pârvulescu, Adrian Bălan, Florin Achim, lipsește de asemenea Mediop din lot și Denis Ispas, jucător cu foarte multă experiență pentru Concordia Chiajna. Recuperează fără să faulteze Alexandru Neacșa, dar pierde în aproape în aceeași instanță. Atenție la această fază, a încercat acolo să trimită Lazar, o minge prin spatele defensivei lui Florin Maxim. Mi se pare că deocamdată la mijlocul terenului Concordia Chiajna e ceva mai stăpână pe situație, dar în același timp vă spuneam, echipa noastră nu a fost condusă în prea multe jocuri nici în Liga a 3-a și nici în Liga secundă, unde a întâmpinat dificultăți doar în meciul cu Ceahlăul Piatra Neamț din debut, pe care l-a gestionat însă bine până spre final și l-a câștigat cu 2-1, odată cu acea reușită frumoasă a lui Lupu. Un meci cu doi eliminați atunci. Manolache vizează o diagonală pentru Iacob, lipit de tușa dreaptă. Nu se înțelege acolo Manolache cu Velisar, doi jucători care au un club comun în trecut. Este vorba de Petrolul. 21 de minute scurse din această întâlnire. Este în continuare 1-0 pentru Concordia Chiajna. Spuneam încă de la început, de departe, cel mai puternic adversar pe care îl întâlnim în acest debut de campionat. Pleacă de la limita offside-ului un jucător al Chiajnei. Atenție la această fază, pentru că este un jucător al ilfovenilor. Era liber acolo Tucaliuc. A revenit. Ce greșeală era să facă Manolache acolo și e lovitură de la colțul terenului. În mod normal va trebui să fie și o pauză de hidratare, pe care mai mult ca sigur Florin Maxim o va folosi ca timeout, ca un soi de timeout pentru echipa sa, care are câteva scăpări, mai ales în defensivă. Corner acum pentru Concordia Chiajna. Dacă am văzut bine, Tucaliuc, iată ce schemă interesantă au acolo în zona centrală ilfovenii. O minge care poate pune probleme lui Hrezdac, respinge inteligent pe spate, în lateral, pentru că era o zonă aglomerată. Tot dintr-o fază fixă a reușit să marcheze unicul gol al acestei întâlniri ilfovenii și ceva îmi spune că și echipa noastră va fi periculoasă tot la astfel de faze. Cade un jucător al oaspeților la centrul terenului, a fost însă un duel câștigat clar de un jucător al echipei noastre, dar nu e niciun jucător în careu. Și iată precipitare și la Ispas, care respinge în corner. Corvinu! 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 O nouă lovitură de la colțul terenului. Spuneam că echipa noastră poate fi periculoasă la astfel de faze. A demonstrat-o și de-a lungul partidelor oficiale disputate până acum.
rămâne de data aceasta singur la colțul terenului Nicolae Pârvulescu. S-au făcut deja perechile în careu, centrare cu mult efect al lui Pârvulescu pentru Antonio Bradu, care lasă mingea să cadă. Va trebui să țină de ea pentru că jucătorii noștri nu sunt încă pe poziție. Aruncare de la marginea terenului pentru Corvinul. Rămânem sus, iar asta e un lucru îmbucurător. Acum aruncare de la marginea terenului pe care se pregătește să o execute Flavius Iacob până la Coman. Coman lasă pentru Antonio Bradu în marginea careului, întoarce până spate la Antonio Manolache. Șutul lui Manolache blocat de Gabriel Tamaș, care respinge acum într-o zonă în care s-ar afla doar un singur adversar, doar un singur coleg, și este pauza de hidratare despre care vă vorbeam. Mulțumim încă o dată tuturor celor care ne urmăresc în număr atât de mare pe această transmisiune pe canalul nostru de YouTube. Pauză de hidratare așadar. 1-0 pentru Concordia Chiajna la mijlocul acestei reprize. După reușita norocoasă a lui Bălan din minutul 3, o fază care defensiva noastră nu a fost gestionată bine de defensiva noastră. Pe banca de rezerve a Corvinului pentru jocul de astăzi sunt Roman, Pop, Nicolae, Sebastian Ion, Lupu, Hergiligiu, Kindriș, Antonov și Lupușor. Soluții sunt suficiente pentru Florin Maxim. Pe celelalte stadioane rămân tabelele intacte. Profit de această pauză pentru a vă informa că mâine, pe cei care sunteți în Hunedoara, de la ora 12 debutează și juniorii republicani ai Corvinului în campionatul național, pe terenul 2, împotriva celor de la CSC Ghiroda. Apoi, de la ora 14, este vorba de, firește, de juniorii republicani under 17, de la ora 12, și under 19, de la ora 14, împotriva celor de la CSC Ghiroda. Informații despre componența seriei din care fac parte seria 7 a juniorii republicani găsiți pe pagina noastră de Facebook. Se va relua jocul de aici, de la Hunedoara, posesie pentru echipa noastră după acea degajare ca la rugby a lui Gabriel Tamaș. Tamaș, care în noiembrie va împlini, atenție, 40 de ani. Joacă bine mersi la Chiajna, unul dintre liderii echipei, dar vă spuneam, într-un vestiar cu foarte mulți jucători cu experiență. Alexandru Neacșa trece în viteză de Tucaliuc, schimbă direcția foarte bine pentru Mihai Velisar. Velisar înaintează cu mingea la picior, primește sprijin din partea lui Nicolae Pârvulescu. Acesta se debarasează de adversarul său direct. Fault acum al lui Gabriel Tamaș, nu? Jocul este lăsat să continue de către Marius Omuț. Posibilitate de contraatac pentru Concordia Chiajna, care are doar 3 jucători în jumătate adversă. Vine acum și al patrulea, este vorba de Dulca. Intervine foarte bine Alexandru Neacșa. Recâștigă posesia echipa noastră, posibilitate de contraatac. Alexandru Neacșa pune frâna acestui atac, îi pasează lui Antonio Bradu, care înaintează cu mingea la picior, este talonat de 2 jucători. Antonio Bradu pasează în margine pentru Nicolae Pârvulescu, marginea careului. Nicolae Pârvulescu trece de Corbu, lovitură de la colțul terenului pentru echipa noastră. A intervenit sigur pe el acolo fundașul dreapta, Laurențiu Corbu, 29 de ani, venit în această vară de la colega de eșalon, Steaua București. Bate repede acest corner Nicolae Pârvulescu pentru Velisar, întoarce în zonă centrală pentru Alexandru Neacșa. Va trebui să vină o centrare pentru că toți colegii săi sunt în careu. O minge trimisă însă greșit de Alexandru Neacșa, care își pune mâinile în cap. Ceva nu merge în jocul echipei noastre, dar mai este timp suficient pentru a regla eventualele discrepanțe de la nivelul ierbii. Oncescu nu se grăbește, Denis Oncescu, 19 ani pentru goalkeeperul Chiajnei, venit de la Dinamo. Evident, foarte multe schimburi între echipele din sudul țării. La mijlocul terenului Codrea, mai departe pentru Lazăr, acesta scoate din nou în bandă, calmează bine jocul ilfovenii. Codrea talonată de Hrezdac, o minge greșită trimisă acum de Ispas, dar greșește la rândul și Nicolae Pârvulescu.
Un joc presărat cu multe greșeli la intercepție și apoi la pasă. Cei doi antrenori tocmai asta le reproșează jucătorilor. A ieșit acum și Eric Lincar de pe banca de rezerve. Eric Lincar, un antrenor care și-a făcut deja un nume, cum se spune, în fotbalul românesc. După ce a promovat cu Universitatea Cluj în Super League, a mai condus Turist Turnu Măgurele, a fost foarte aproape de asemenea de a promova în Prima Ligă, Juventus București, Academica Clinceni, CSM Râmnicu Vâlcea, Delta Tulcea și, acum ceva vreme, Damila Măciuca, dacă vă mai aduceți aminte de echipa din sudul țării care a evoluat în Liga Secundă. O nouă lovitură liberă dintr-o zonă periculoasă, asemănătoare celei din care oaspeții au deschis scorul aici la Hunedoara. În preajma balonului este din nou Tucaliuc. Să vedem dacă va fi încă o schemă. Centrează Tucaliuc cu mult efect. Respinge de data aceasta Marius Coman. Era în preajma balonului Ispas. Aruncare de la marginea terenului pentru Concordia, care firește nu se grăbește, își vede interesul echipa condusă de Eric Lincar, care cu o victorie astăzi la Hunedoara ar urca cel puțin astăzi până pe locul 3, ar face 9 puncte, a un punct în spatele grupării noastre, dar, mă spuneam, mai este mult de jucat din această întâlnire. O nouă minge în careul Corvinului, încearcă să iasă frumos și reușesc acest lucru cu pase, ce contraatac frumos reușește echipa noastră. Alexandru Neacșa se debarasează de Gabriel Tamaș, dar are un singur coleg, era un singur coleg în careu. Centrarea lui Alexandru Neacșa, mingea rămâne în careu. Posesie pentru Nicolae Pârvulescu, talonat imediat de Corbu, centrarea lui Pârvulescu, se cere hands la această fază, se lasă jocul să continue, o minge bâlbâită de defensiva Chiajnei, dar ajunge în cele din urmă în brațele lui Oncescu, mingea un contraatac rapid purtat de Alexandru Neacșa, care a deschis în flancul drept, dar putea pasa cu stângul în față, un singur coleg însă, poate fi cheia unui astfel de joc, contraatacul. O nouă minge în zona lui Adrian Bălan, viață grea pentru Lică, obișnuit însă cu astfel de dueluri. Adrian Bălan, jucător, spuneam, trecut ultima dată pe la Universitatea Cluj, dar a bifat foarte multe cluburi de primă ligă. A trecut chiar și pe la Rapid, Adrian Bălan. Calmează bine jocul la mijlocul terenului Chiajna, Lazar și Codre acolo. Da, Bălan, care a trecut și pe la Poliaș în cariera sa și pe la FC Voluntari. O nouă repunere de la marginea terenului pentru Corvinul la intrarea în jumătatea de oră. Manolache trebuie să fie atent și este. Deschide pe flancul stâng pentru Mihai Velisar. Foarte bună poziționarea Chiajnei la centrul terenului. A văzut la această fază un romb în care cam închide traseele. Alexandru Neacșa cu mingea la picior. Șutul lui Neacșa deviat și va fi din nou corner pentru echipa noastră. Intrarea în minutul 31, tot Neacșa insistă cu aceste șuturi de la distanță Corvinul și face bine pentru că pune presiune pe defensiva Chiajnei. S-a făcut bine temele cei din staful tehnic al echipei noastre, sunt convins. Nu se grăbește Neacșa și așează cu meticulozitate mingea la corner. Să vedem dacă va fi o schemă sau va trimite din nou în careul mic. Aglomerație mare în zona portarului, Denis Oncescu. Va centra cu stângul, piciorul de bază, Alex Neacșa. Centrarea acestuia, într-adevăr, în gura porții. Boxează Oncescu, reia Velisar. Nu a fost Velisar, ci cred că Lică, o nouă reluare pe lângă. I venise bine mingea. Ați auzit probabil și oftatul tribunei. Da, era liber în acea zonă Lică, după cum se vede pe această reluare. N-a fost cea mai bună respingere a lui Oncescu. Taxat așa din priviri de Ispas. Denis Ispas, alt jucător venit de la Ucluj. Și să vedem această fază, un nou cartonaș galben pe care îl vede Codrea, care este eliminat. Ce greșeală face Dorin Codrea, care lovește cu cotul în figură pe Alexandru Neacșa și este eliminat în minutul 32.
Al doilea cartonaș galben încasat de capitanul oaspeților Dorin Codrea, iar echipa vizitatoare rămâne cu un om în minus. Haideți să încurajăm echipa noastră în acest moment important al jocului. Corvinul! 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 Și poate fi un moment extrem de important în acest joc. Eric Linkar s-a dus deja să traseze eventuale noi sarcini elevilor săi. Eliminare pentru Codrea în minutul 33 al acestei întâlniri. Cât se poate declară faultul stupid la mijlocul terenului și noul capitan al Chiajnei ar trebui să fie Gabi Tamaș. Bălan nu vrea să preia banderola, nici Tamaș, și atunci noul capitan al Chiajnei devine Ghinfuș. Și deja acționează Eric Linkar, va sacrifica un jucător și la marginea terenului este puternicul Romario Pires. Deja e sacrificat un jucător al Chiajnei. Prima schimbare vine în acest minut 34, după eliminarea lui Codrea. Să vedem cine este de pe teren. Cert e că intră Romario Pires, se duce direct la vestiare jucătorul Chiajnei. O primă modificare în tabăra oaspeților, iese de pe teren cu numărul 11 Dulca, intră cu numărul 52 Romario Pires. Lovitură liberă executată bine către Coman și va fi doar repunere din marginea careului pentru echipa noastră. E, și cu siguranță pauza va fi din ce în ce mai interesantă, pentru că ambii antrenori trebuie să gândească în felul lor tactica pentru repriza secundă. Echipa noastră are, iată, mai bine de 55 de minute cu un om în plus pe teren. A avut un om în plus pe teren și în deplasarea de la Buftea. Din nou proteste din partea băncii de rezerve. Achim a fost luat în primire de Omuț. În continuare 0-0 pe celelalte stadioane. Nu e o etapă cu foarte multe goluri până în acest minut 35. Discută la marginea terenului Florin Maxim cu staful său tehnic pentru a vedea ce poate aduce nou în jocul echipei sale acum că are un om în plus pe teren. O minge trimisă spre Coman, coborât însă prea mult. Oncescu primește indicații din partea celui care este mai mare cu 20 de ani decât el, Gabriel Tamaș. Spuneam aproape de 40 de ani, jucătorul originar din Brașov, care e titular meci de meci la Chiajna. Romario Pires, fostul capitan al Universității Cluj. Probleme acolo, doi jucători au căzut după acest ciocnire la mijlocul terenului și fair play, Romario Pires trimite mingea în afară. Câștigător al Cupei României, Romario Pires cu Petrolul și campion în Cipru cu Maccabi Haifa. Acestea sunt bornele cele mai importante din cariera celui care a intrat în urmă cu 3 minute pe teren. O minge trimisă greșit acum de oaspeți, în control, aș spune, în jur de 20 de minute din acest joc. Să vedem însă care va fi replica echipei noastre în condițiile în care, vă reamintesc, Dorin Codrea a fost eliminat după două cartonașe galbene încasate în 33 de minute. Bradu pentru Nicolae Pârvulescu, talonat de Pires, Pârvulescu întoarce pentru Velisar. Velisar bine a venit acolo și s-a repliat Tucaliuc, fac foarte bine faza defensivă oaspeții. Arată într-adevăr ca fiind cea mai organizată echipă împotriva căreia a jucat Corvinul de la promovarea în Liga Secundă. Sigur, mai sunt multe meciuri în programul echipei noastre. Vom mai juca și cu Steaua, și cu Concordia, și cu Chindia Târgoviște, îmi cer scuze, și cu FC Argeș, CS Mioveni, Gloria Buzău,
Și lista continuă. Iacob din prima pentru Alexandru Neacșa. Toate mingile l-au cam căutat pe decarul echipei noastre. Acum Hrezdac îl depășește pe Adrian Bălan. Îi pasează lui Bradu. Reîntoarce serviciul pentru Neacșa. Coman din prima joacă echipa lui Florin Maxim, dar se pierde un tempo acolo în preajma careului. Din nou aglomerație în zona centrală. Cade un jucător al Chiajnei. Este vorba de Tucaliu, care obține cu... dibăcie această lovitură liberă. A fost o intrare neatentă a lui Iacob și din nou lovitură liberă pentru echipa vizitatoare. Multe proteste și văd și pe arbitrul de rezervă, Alex Suvar, purtând un dialog cu unul dintre oficialii celor de la Concordia Chiajna. Echipă care runda viitoare, după pauza prilejuită de meciurile naționale lor, va găzdui un duel, un veritabil derby cu CSEA Steaua. O minge deviată de Bălan într-o zonă în care se afla Ghinfuș, a respins însă foarte bine de acolo Velisar, nu a fost Iacob, îmi cer scuze, Velisar calmează și pasează în spate pentru Antoniu Manolache, cel care a marcat, spuneam, la mijlocul săptămânii trecute, primul său gol în tricoul alb-albastru de la punctul cu VAR. Lică, angajare pentru Iacob, se descurcă bine din nou defensiva Chiajnei, încă o dată Ghinfuș. Interesantă decizia acest staffului de a muta banderola de capitan pe brațul jucătorului născut în Spania. Are și cetățenie iberică și cetățenie română, lansată, mă rog, adus în România de clubul Ilfovean, care a petrecut numai puțin de 7 sezoane consecutive în prima ligă până la retrogradarea din 2019. A fost la un pas de a reveni în elită în sezonul 2020-2021 cu Ian Izicu pe bancă. Au pierdut însă barajul în fața celor de la Chindia Târgoviște. Iar de atunci și-au fixat obiectivul de a reveni în prima ligă. Concordia Chiajna, o echipă pe care o are în CV și Florin Maxim ca jucător. Nu a stat însă foarte mult în comuna din apropierea Bucureștiului. Localitatea, cer scuze. Hrezdac, nu poate fi folositoare această minge către Iacob. Neacșa îi cere lui Hrezdac să fie mult mai calmă și să ia deciziile fără să se pripească. Este singurul meci din Liga Secundă care se dispută la această oră, unde tabela a fost modificată. În rest 0-0 în duelurile dintre Viitorul Târgu Jiu, FK Cixereda, CSM Alexandria, CSM Slatina și CSM Reșița Progresul Spartak. Iată că echipa din Ilfov arată mai bine, deși e ultima clasată. S-a întărit ieri cu alți câțiva jucători pe care i-a prezentat pe canalele oficiale de comunicare și arată bine în prima repriză la Reșița împotriva celor de la CSM, formația antrenată de Flavius Stoican, care în ultimele două etape a obținut 4 puncte după victoriile cu CSC Dumbrăvița și după remiza de la Miercurea Ciuc. Minge săltată de Alexandru Neacșa și rezolvată extrem de repede și de rudimentar de defensiva Chiajnei. Lovitură liberă pentru echipa noastră, sancționată de asistentul de pe această parte. Și-a pus mâinile în cap și banca de rezerve a Chiajnei, care bineînțeles va avea ceva de împărțit cu brigada de arbitri după eliminarea lui Codrea. O eliminare însă corectă, pentru că am văzut și pe acea reluare lovitura încasată cu cotul de Alexandru Neacșa. Lovitură liberă periculoasă pentru echipa noastră. Același Alexandru Neacșa, centrare cu stângul în zona în care se află Hrezdac. Lovitură de cap! Înscrie din nou pentru Corvinul Denis Hrezdac. Incredibil. În minutul 42, Corvinul egalează. Înscrie din nou pentru echipa noastră cu numărul 97, Denis Hrezdac.
Corvinul, Concordia Chiajna, 1-1! Hai Corvinul, hai Corvinul, ole, ole, ole! Și este cât se poate de clar că vom avea parte de o repriză secundă de mare angajament aici la Hunedoara. 1-1 în minutul 41, egalează cu o lovitură de cap Denis Rezdac. Centrare perfectă a lui Alexandru Neacșa și este incredibil cât de bine se lipește la gol Denis Rezdac. Atenție, a treia sa reușită pentru Corvinul, jucător împrumutat aici de UTA, greșește defensiva Chiajnei, recuperează Timotei Mitrani, pasează în flanc lui Marius Coman. Fault probabil, dar lasă jocul foarte bine să continue cu Omuți. Intervenție senzațională acum a lui Denis Rezdac. Se revine însă asupra faultului lui Alexandru Neacșa. Admite și decarul echipei noastre că a greșit și a faultat la acea fază. O minge trimisă în avampostul, respinsă foarte bine de Antoniu Manolache. Marius Coman, ce duel poartă Marius Coman, atenție la această fază. Denis Ispas aproape să-i aplice un nou cot în figură lui Coman. Au meciul lor acolo cei doi jucători foarte puternici. Lică acolo cu Adrian Balan, câștigă din nou Lică și se vede deja că a crescut în intensitate această partidă chiar înaintea pauzei. Suntem în minutul 44. Chiajna n-a mai avut nicio acțiune importantă de a marca. Romario Pires trimite într-o zonă în care se află Flavius Iacob degajează până la Antonio Bradu. Trebuie să calmeze jocul, din nou fault acum pe care îl recunoaște Denis Rezdac. Probabil puțin înfierbântat de golul reușit Rezdac, dar ce mai contează? Lovitură liberă pentru echipa noastră, chiar dacă este dintr-o zonă periculoasă. Arestează mingea Romario Pires doar pentru a-i o lăsa aceluiași Tucaliuc. S-a auzit fluierul lui Marius Omuț, același Tucaliuc în preajma balonului. Centrează Tucaliuc, o centrare tăiată pe care o respinge Lică până la marginea careului. Un șut complet ratat acum al lui Ghinfuș. Aplaudat ironic de suporteri veniți la această partidă. Și practic avem din nou un meci în a doua repriză. O minge trimisă repede în flanc pentru Mihai Velisar. Velisar pe banda dreaptă, o minge care s-a vrut a fi pentru Marius Coman. Marius Coman cade în careu, nu se acordă însă nimic la această fază. A fost ieșirea lui Oncescu, cât de bine a stat la pândă Marius Coman acolo. Suntem aproape de pauză, 3 minute suplimentare pentru această primă repriză. Alexandru Neacșa în banda dreaptă pentru Flavius Iacob. Ridică privirea Flavius Iacob, are duelul său cu Ghinfuș. Întoarce în spate pentru același Alexandru Neacșa, calmează foarte bine decarul echipei noastre. Pasează în spate pentru Lică, mai departe pentru Antoniu Manolache. Înaintează cu mingea la picior Antoniu Manolache, pregătește șutul deviat de Romario Pires în brațele lui Denis Oncescu. Au apelat foarte mult la șuturile de la distanță jucătorii echipei noastre, dar ați văzut că ies cornere din astfel de faze. Csíkszereda deschide scorul în deplasarea de la Târgu Jiu chiar înainte de pauză. Are 1-0, în rest 0-0 pe celelalte două stadioane, la Turnu Măgurele și la Reșița. Calmează din nou echipa noastră, care pare mai stăpână pe situație după acea eliminare stupidă a lui Codrea. Un lung de linie acum pentru Nicolae Pârvulescu, intervine Corbu. Mi s-a părut unul dintre cei mai buni jucători ai Chiajnei în această primă repriză. A și avut mult de lucru, pentru că majoritatea acțiunilor purtate de echipa noastră au fost în flancul stâng, acolo unde acționează ca un piston de foarte multe ori atât Velisar cât și Nicolae Pârvulescu. Suntem în al doilea minut suplimentar aici la Hunedoara. Repun de la marginea terenului Corbi Albaștri, greșește Coman și cred că e nevoie de pauză pentru o ușoară limpezire în jocul echipei noastre, care va forța golul 2. Spuneam, o victorie pentru echipa noastră ar fi echivalentul ocupării primei poziții în clasamentul Ligii Secunde. Iată, greșesc cei de la Concordia Chiajna. Sunt minute care nu sunt pe placul lui Eric Lincar, împietrit la marginea terenului. Probabil va regândi strategia.
în a doua repriză, când echipa noastră probabil va ataca, cu siguranță nu se va arunca însă în atac formația noastră în acest moment. La acest scor, Chiajna ar trebui să fie mulțumită cu rezultatul înscris pe tabelă, având în vedere că va juca și în repriza secundă cu un om în minus. Acum acțiunea lui Nicolae Pârvulescu, care depășește pe Tamaș, centrarea lui Pârvulescu, respinge de acolo ispas foarte bine. O linie defensivă extrem de solidă pentru Concordia Chiajna, care poate fi depășită însă în viteză în astfel de momente. Joacă fotbal Corvinul, iar asta place publicului. O greșeală acum, recuperează același Denis Hrezdac. Manolache în posesie, trebuie să schimbe direcția în mod normal, pentru că s-a aglomerat mult jocul în banda stângă. Manolache cu privirea ridicată, trimite în avampostul pentru Marius Coman. Mai departe pentru Nicolae Pârvulescu. Nicolae Pârvulescu în duelul său cu Laurențiu Corbu. Depășește pe Corbu, este faultat de Gabriel Tamaș și este lovitură liberă pentru echipa noastră din marginea careului. Ce a făcut Nicolae Pârvulescu acolo cu fundașii Chiajnei. Va fi ultima fază a acestei reprize. Corvinu! 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 Să vedem cum vom executa această lovitură liberă. Au trecut cele 3 minute suplimentare indicate de brigada condusă de Marius Omuț. Aceiași Nicolae Pârvulescu și Alexandru Neacșa sunt în marginea careului. Vedem care dintre ei va centra. Sare peste minge și o mișcă Nicolae Pârvulescu pentru Alexandru Neacșa. Centrare pe bara a doua. Lică! Reluarea lui Lică nu a fost cea mai bună și cred că a fost ultima fază a acestei prime reprize. Bună repriză de fotbal aici la Hunedoara. Și, într-adevăr, e pauză pe arena Michael Klein. 1-1 între Corvinul și Concordia Chiajna. Goluri marcate pentru formația noastră de Denis Hrezdac, după ce oaspeții au deschis scorul în minutul 2 prin Adrian Bălan. Evoluează din minutul 31 cu un om în minus după eliminarea lui Dorin Codrea. Ne reauzim după 15 minute.
fugită în vestiarul Fortinului la această pauză, pentru că oaspeții au ieșit deja pe teren. Îi vedem pregătiți deja de a doua repriză. Foarte interesant, o parte dintre ei au rămas pentru a se încălzi la pauză chiar pe teren. Așadar, Eric Lincar are o cu totul altă, eu știu, noțiune despre cum vrea să vadă repriza secundă, una foarte importantă pentru echipa sa, în condițiile în care din minutul 33, Dorin Codrea a fost eliminată pentru două cartonașe galbene, pe drept meritate, poate al doilea chiar putea fi direct roșu pentru acea lovitură cu cotul aplicată în figura lui Alexandru Neacșa. Nicio schimbare în cele două echipe la pauză, cum e și normal, peste 4.000, poate 5.000 de spectatori prezenți la această întâlnire demnă de Liga 2 dintre Corvinul și Concordia Chiajna. Oaspeții au deschis scorul în minutul 2 prin Adrian Bălan după o greșeală în defensiva noastră la o fază fixă, apoi Corvinul a egalat în minutul 42 prin același Denis Rezdac, cel care este la al treilea gol în tricoul Corvinului, al doilea consecutiv pe, de fapt toate cele trei reușite au venit pe teren propriu, semn că se simte bine aici la Hunedoara, având în vedere că el este un jucător împrumutat de UTA, de prim divizionara UTA, aici la formația noastră. Toate lucrurile sunt gata, toată lumea e pe poziții pentru startul reprizei secunde. S-a auzit fluierul lui Marius Omuț. Acum începe în atac echipa noastră, care va căuta firește golul care să-i aducă o nouă victorie. Vă reamintesc, 6 meciuri oficiale pentru echipa noastră, nicio înfrângere, 5 victorii și o remiză. Concordia Chiajna este de altfel prima echipă care a reușit să conducă echipa noastră în acest debut de stagiune. O schimbare de direcția lui Lică pentru Velisar, preluare elegantă a lui Velisar, lipit de margine în apropierea băncii de rezerve. Antoniu Manolache trimite pentru același Viorel Lică, Lică l-are în margine pe Flavius Iacob, gata să plece. Iacob centrează încă din prima, într-o zonă în care se află acum Coman, câștigă duelul Coman, din nou Iacob, pentru Coman, gol! Marius Coman! Ce început de repriză secundă pentru formația lui Florin Maxim, care înscrie și preia conducerea la nici 2 minute de la startul reprizei secunde. Minutul 46, Corvinul preia conducerea! Înscrie cu numărul 9, Marius Coman! Ce început de repriză secundă pentru Corvinul, care răstoarnă din nou calculele hârtiei și răstoarnă rezultatul pe arena Mihai Klein. Este 2-1 în minutul 47. Centrare la firul ierbii a lui Flavius Iacob pentru Marius Coman, care nu iartă. Trimite în colțul scurt fără nicio șansă pentru Oncescu și înscrie din nou și el pe arena Mihai Klein. Iar la acest scor, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, Corvinul este liderul ligii secunde. Deși pare incredibil, formația lui Florin Maxim continuă să surprindă. Să vedem însă care va fi replica celor de la Concordia Chiajna, care este nevoită să iasă la atac cu un om în minus, atenție, din minutul 33, când a fost eliminat Dorin Codrea după acel cot aplicat în figura lui Alexandru Neacșa. Continuă însă Corvinul să rămână în posesie. O minge lui Manolache pentru Mihai Velisar, care iese din dispozitiv, din bandă, trimite o minge acum pe care urmărește Marius Coman, va fi însă corner pentru echipa noastră, care rămâne în față, rămâne în avamposturi. O superbă coreografie pregătită de Peluza Nord, chiar dacă a fost greu, nu am cedat, scrie pe o pânză și vă las să vă bucurați de atmosfera de aici, de la Hunedoara. Corner executat repede de jucătorii noștri, centrarea lui Pârvulescu trece pe suminge Marius Coman, din nou probleme în defensiva lui Eric Lincar. Thank you.
Da, probabil una dintre cele mai frumoase coreografii ale Peluzei Nord, Ultras Nord, superbă coreografia galeriei echipei noastre, parcă au dat drumul la fiesta exact la câteva secunde după golul lui Marius Coman. Dar să urmărim această acțiune de pe banda stângă a celor de la Concordia Chiajna, care, vă spuneam, trebuie să arate mult mai multe din punct de vedere al ofensivei în această repriză secundă, chiar dacă au o misiune dificilă. Au în față una dintre cele mai în formă echipe din Liga Secundă, ba mai mult, trebuie să o depășească cu un om în minus. Gabriel Tamaș trimite un lung de linie acum pentru Corbu. Corbu mai departe încearcă pe Tucaliuc, însă nu poate fi folosită această pasă a lui Tucaliuc și avem parte și de un show pirotehnic pe care vi-l arată în acest moment colegul meu Alexandru Mic. E sărbătoare în toată regulă aici la Hunedoara. Sunt multe lucruri care, vă reamintesc, în urmă cu ceva ani păreau imposibile pe arena Michael Klein. În primul rând, Corvinul nu exista ca brand aici. Vă aduceți aminte de VC Hunedoara, de CS Hunedoara, insistențele administrației locale împreună cu cele ale galeriei, evident, care a încercat ce a putut să aducă brandul acasă, au făcut ca aici la Hunedoara, în acest moment, alb-albaștri să fie într-adevăr acei alb-albaștri cu care eram obișnuiți. Un lung de linie al Velisar pentru Nicolae Pârvulescu, preluare lungă a lui Antonio Bradu la mingea reprimită de la Pârvulescu. Poate ușor luați de val jucătorii Corvinului, trebuie să aibă grijă pe plan defensiv. Urmărește această minge Ghinfuș, primește Lefter, mingea țopăie și pune ceva dificultăți tânărului nostru portar, care trimite doar în marginea terenului, acolo unde Alexandru Neacșa nu poate face preluare. Acum e momentul ca cei de la Concordia Chiajna să se grăbească. La acest scor, în aceste condiții, Concordia nu poate decât să se gândească și un punct ar fi bun aici la Hunedoara, unde se câștigă foarte, foarte, foarte greu. Treisprezece puncte în acest moment pentru Corvinul Hunedoara, care depășește cu un punct liderul surpriză și liderul perfect CSC Schellenberg, care va evolua doar marți împotriva celor de la CSA Steaua. Tamaș, Tucaliuc, mai departe pentru Laurențiu Corbu, aruncare de la marginea terenului pentru formația noastră, care trebuie să-și păstreze calmul, lucru pe care l-a indicat de altfel și Florin Maxim. Aruncă de la marginea terenului Velisar, vine și trimite cu capul pe spate puternicul Marius Coman. Iată-l pe Coman cum pleacă împreună cu Nicolae Pârvulescu la atac, respinge de acolo Lazar până la Tamaș, ieșit din dispozitiv Tamaș, Corbu. Aruncare de la marginea terenului dată de Mihai Velisar. Chiajna nu dă semne că ar resimți prea puternic șocul primirii golului în primele 60 de secunde ale reprizei secunde. Aș spune că a fost o greșeală a fundașului stânga, celor de la Chiajna, care nu a ieșit în întâmpinarea lui Flavius Iacob mai repede. Știut fiind faptul că Flavius Iacob este un jucător care centrează din aproape toate pozițiile și a fost a doua minge care se ducea spre hunedoreanul nostru, centrarea sa a ieșit excelent, a venit la prima bară Marius Coman și a trimis imparabil, fără nicio șansă pentru Oncescu, aproape acum de a recupera același Marius Coman. Nu face rabat de la efort, după cum îl știm, nici Coman și nici Antonio Bradu, cel care hăituiește mijlocul terenului acolo. O nouă diagonală acum pentru Corbu. Preluarea lui Corbu acum îl depășește lejer pe Nicolae Pârvulescu. Centrarea sa cade în careu lică, lovită de un jucător al oaspeților, s-a prăbușit lică pe gazon, cere intervenția echipei medicale, este însă primul moment de respiro și un nou cartonaș galben pentru cei de la Concordia Chiajna, pe care îl vede Adrian Bălan. Un nou cartonaș galben văzut de oaspeți cu numărul 9, Adrian Bălan. Între timp și viitorul Pandurii Târgu Jiu egalează pe FK Csíkszereda în minutul 55, este 1-1 acolo, 0-0 la Reșița în duelul dintre CSM și Progresul Spartak. Slatina conduce la Alexandria cu 1-0. O altă surpriză plăcută a debutului de campionat, CSM Slatina, care urcă până pe 5 la acest scor. În clasament, în acest moment, Corvinul lider. Antonio Manolache trimite pentru Viorel Lică. Și-a revenit Lică. Nu e chiar însă cea mai bună minge trimisă de el pentru Mihai Velisar. Își cere scuze. Balonul revine celor de la Concordia Chiajna. Zâmbesc pentru că Florin Maxim era aproape să dea cu șapca de pământ după această greșeală, care vine de la un jucător experimentat pe o fază în care acesta nu era talonat de niciun jucător al adversarilor. Adrian Bălan ia fața lui Manolache. Revine foarte bine Antoniu Manolache. Un duel puternic la marginea terenului. Aruncare de la marginea terenului pentru Corvinul trebuia să fie. Este însă repunere de la margine pentru
arbitru Chiajna care câștigă metri, exact cum se întâmplă în rugby. Laurențiu Corbu la marginea terenului aruncă puternic de la margine pentru același Adrian Balan, care faultează în opinia mea, așa este. Este și un atacant de careu foarte puternic, Balan, cum își pune puțin umărul, e și normal să deranjeze fundașii adverși. Parcă din ce în ce mai multă lume la acest meci, mi-e greu momentan să estimez care este asistența exactă la această partidă, dar în mod lejer sunt 5.000 de hunedoreni pe stadion. Am văzut oameni care au venit, m-am întâlnit cu oameni care au venit și de la Deva, și de la Simeria, și de la Lan pentru a vedea fotbal de ligă secundă, iar asta nu poate decât să ne bucure, devine deja un obicei această asistență. Va fi o pauză competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, astfel că sâmbăta viitoare nu vom avea fotbal, dar peste două săptămâni, pe 16 septembrie, tot aici la Hunedoara, Corvinul va întâlni CSM Reșița, apoi va ieși în deplasare la Târgu Jiu și chiar dacă este o deplasare ce se anunță a fi dificilă, dacă rămânem cu toate punctele din meciul de astăzi și apoi cine știe ce se va întâmpla cu CSM Reșița și cu viitorul Târgu Jiu, deja lumea începe să-și pună foarte multe întrebări vis-a-vis de echipa lui Florin Maxim. Este o corecție, golul celor de la viitorul Târgu Jiu a fost anulat, rămâne 1-0 pentru Cixere, da? Spunea la plecarea de la Hunedoara Robert Ilieș că dacă nu învinge astăzi la Târgu Jiu, îi va fi foarte greu să gestioneze situația de la Miercurea Ciuc și, sincer, cred că și conducerii celor din județul Harghita le va fi greu să vadă mai departe viitorul cu Robert Ilieș. O nouă lovitură liberă acordată, aș spune, ușor de defensiva noastră, nu de central. Din nou Tucaliuc execută cu mult efect pe prima bară, iese Lefter, nu e cazul pentru că e din nou fault în atac la Lică, busculat acolo Lică. Sunt foarte mulți jucători puternici cu gabarit în teren. Mă gândesc la Gabriel Tamaș, mă gândesc la Ispas, mă gândesc la Romario Pires și la Adrian Bălan, bine, nu cel din urmă. De asemenea, foarte puternic și Achim. O echipă Concordia Chiajna care, indiferent de ce va face aici la Hunedoara, sigur se va regăsi în primele 6 formații în Liga Secundă în acest sezon. Nu prea ar avea voie și nu prea văd cum, având în vedere ce jucători are în lot. Marius Coman se bate de la egal la egal cu Ispas, a făcut însă un hands, stă în fața lui Denis Ispas pentru ca acesta să nu execute repede această lovitură indirectă. Îl văd și pe Gabi Tamaș gesticulând, dar e un lucru obișnuit în ceea ce îl privește pe fostul internațional, care, iată-l, vine la Hunedoara după ce a avut experiențe până și în Premier League, dacă vă aduceți aminte, a jucat pentru West Bromwich Albion. O nouă lovitură liberă pentru echipa noastră, sunt din nou proteste de pe banca de rezerve a oaspeților. Marius Omuț îl calmează de la distanță pe Eric Lincar. E într-adevăr un stil interesant de arbitraj pentru Marius Omuț, cel care în acest an a împlinit 20 de ani de când arbitrează în fotbalul românesc. Brigada condusă de Marius Omuț în prima repriză, sădmăreanul Marius Omuț trimite bine Alexandru Neacșa în flanc pentru Mihai Velisar, se asează jucătorii noștri în care au centrarea lui Velisar, o minge bărbierită acum de Romario Pirez. Alexandru Neacșa trimite cu capul în flanc pentru Flavius Iacob, care calmează foarte bine situația și trimite în spate pentru Lică, mai departe pentru Manolache, acesta combină cu Mihai Velisar, jucător de picior stâng, Mihai Velisar mai departe pentru Nicolae Pârvulescu, trece super Nicolae Pârvulescu, schimbă flancul pe banda dreaptă pentru Flavius Iacob, are nevoie de două prelori Iacob, iar tocmai din acea zonă plecase Timotei Mitran, care din păcate astăzi n-a făcut cel mai bun joc, nu l-au căutat nici foarte multe mingi pe tânărul nostru jucător de doar 18 ani, dar s-a văzut foarte puțin, are viață grea între doi fundași centrali ca Gabriel Tama și Ispas. O, iată ce ieșire elegantă din defensivă pentru Concordia Chiajna, o pasă cu exteriorul lui Ispas pentru același Laurențiu Corbu, cel care a arat și el banda dreaptă a terenului pentru Concordia Chiajna. Corbu, mai departe pentru Tucaliuc. Tucaliuc nevoit să se întoarcă, luat cu fulșcu tot aici de Antonio Bradu, care n-are mamă, n-are tată atunci când vine vorba de astfel de dueluri din aproape în aproape la mijlocul terenului. Un jucător cu un travaliu deosebit. A deschis scorul Unirea Dej în partida cu Gloria Buzău. Și aici un soi de surpriză. Nu sunt capabil să creeze pericol la poarta Corvinului, elevii lui Eric Lincar, și au trecut 14 minute deja din această a doua repriză. 2-1 pentru Corvinul după ce
Concordia Chiajna a condus cu 1-0, a rămas însă cu un om în minus după eliminarea lui Codrea, care până în acest moment este bolovanul care atârnă de călcâiul echipei din Chiajna. Acțiune în flancul stâng, Timotei Mitran trebuie să se apere atent acolo, să nu facă faul, pentru că am văzut cât de periculoși pot fi la loviturile, la fazele fixe, jucătorii ilfoveni. Romario Pirez întoarce până la Lazar, nici el nu s-a văzut foarte mult. Ispas combină cu fundașii centrali, cei de la Concordia Chiajna, Gabriel Tamaș. Mai departe pentru Corbu, vine să primească Tucaliuc, preferă Corbu, o pasă pentru același Lazar, reprimește, atenție la Romario Pirez, care se înșurubează pe lângă Manolache, nu poate primi faul la această fază, îi face semn omuț. Mai departe, Alexandru Neacșa pentru Antonio Bradu, contraatacă 4 contra 4 pentru echipa noastră. Antonio Bradu pierde puțin controlul acestei mingi și este din nou neatent. Antonio Bradu, care pare că a rămas fără suflu, dar greșește și Laurențiu Corbu și mingea ne revine. Îndeamnă la calm foarte bine de pe marginea terenului Florin Maxim. Mai departe pentru Nicolae Pârvulescu. Pârvulescu pentru Velisar. Velisar mai departe pentru Antoniu Manolache. Lică. Foarte bine parcă se înțeleg cei doi fundași centrale echipei noastre. Vă reamintesc că ca titular în zona centrală acolo a început Elton Da Silva, cel care s-a accidentat cu mult ghinion în meciul cu Ciaclăul Piatra Neamț. Are terenul și Flavius Iacob, care vine din banda dreaptă până în zona centrală și este certat în acest moment de Alexandru Neacșa, dar primește aplauzele tribunei mari. Denis Hrezdac primește și el la mijlocul terenului. Mai departe pentru Lică, atac pozițional al echipei noastre, care face foarte, foarte bine, temporizează jocul. Alexandru Neacșa cu o minge trimisă în spate pentru Iacob, în spatele defensivei. Mai departe Timotei Mitran, o minge slabă pentru același Iacob, trebuie să respingă cei de la Chiajna. Bine vine Mitran și blochează din fașă și primește aplauze din nou și din partea tribunei oficiale. O minge deviată ușor de Adrian Bălan la intrarea în minutul 61. N-au fost multe șarje ofensive pentru Concordia, dar este genul de echipă care îți dă impresia că poate fi periculoasă în orice moment. La fel de adevărat e că stă bine la fazele fixe. Este o echipă cu talie. Velisar, Hrezdac, evident jucătorilor lui Eric Lincar nu rămâne decât să stea pe vârfuri și să aștepte atacurile Corvinului. Iacob îl depășește fără probleme pe Tucaliuc. Centrarea lui Iacob, era Pârvulescu acolo. Romario Pirez deviază cu capul până la Lazar, dacă văd bine, da? Rareș Lazar, jucător sosit de la FC Brașov după erorile masive care au dus la neacordarea licenței pentru FC Brașov. Gesticulează de zor Adrian Bălan în zona centrală, pentru că nu poate face nimic cu aceste mingi care sunt trimise din linia defensivă de către colegii săi Mihai Velisar. Îl are aproape pe Alexandru Neacșa, cel care controlează și dirigează jocul echipei noastre. O pasă din prima acum pentru Marius Coman, care îl înlătură pe Corbu. Coman pasează îndeaproape lui Nicolae Pârvulescu. Întoarce în spate pentru Alexandru Neacșa. Să vedem dacă va veni centrarea de carul lui nostru. Alexandru Neacșa pasă cu exteriorul, a exagerat un pic la această fază de carul echipei noastră, posibilitate de contraatac acum pentru Concordia Chiajna, care trebuie oprită. Și bine face Flavius Iacob faul, da, a fost faul într-adevăr. Apucase să ia prin planul Nicolae Pârvulescu, a fost un faul tactic foarte bine gândit de Flavius Iacob, care și-a crescut jocul în această repriză secundă și în general după acea eliminare din debutul său în Liga Secundă cu Ciaclăul Piatra Neamț, un meci pe care îl va ține minte toată viața cu siguranță. Cred că mai în glumă, mai în serios, a mai dat și două beri colegilor săi care l-au scos, pentru că Alexandru Neacșa și Marius Lupu au marcat atunci pentru victoria Corvinului, după care s-a aflat în dificultate, până când la fel oaspeții au evoluat cu, de asemenea, cu un om în minus. Echipa noastră a forțat pe final și a marcat un gol similar cu cel al lui Marius Coman, care, iată, stă acum la pândă în încercarea de a-i fura balonul lui Rareș Lazar. Trimite lui Romario Pirez, puternicul Romario Pirez se înșurubează, îl are aproape pe Denis Hrezdac, care nu prea l-a slăbit și va fi aruncare la marginea terenului pentru Corvinul. Așa este, mingea l-a lovit pe Corbu în drumul său spre margine. Lincar este furios pentru modul în care a gândit fundașul său dreapta această fază. Velisar, Marius Coman,
N-a reușit să devieze cu capul pe spate pentru Pârvulescu, o minge care poate pune probleme lui Ioncescu. Degajarea acesteia într-o zonă în care se află până acum, fără greșeală, Viorelică. Duelul lui Timotei Mitran acolo cu Achim, câștigă cel din urmă, mult mai experimentat, dar trimite în marginea terenului acolo Denis Ispas. Și tribuna mare știe deja când să reacționeze, când oaspeții trec prin momente mai puțin fericite, iar echipa noastră poate profita. Lică. Margine pentru, în zona centrală, îmi cer scuze, pentru Manolache. Acum ajunge mingea în margine pentru Velisar. Velisar, o preluare un pic cam largă, îi permite lui Tucaliuc să vine să îl atace și e lovitură liberă pentru echipa noastră până la urmă. N-a fost inspirat la această fază Velisar, nu cred că așa a gândit-o, dar a ieșit bine faza pentru Corvinul. Minutul 65 s-a mai diluat puțin, cum e și normal, din iureșul de început de repriză secundă, însă foarte bun debutul pentru echipa noastră. De data aceasta execută Nicolae Pârvulescu cu mult efect la prima bară, respinge de acolo Lazar, Tucaliuc, Alexandru Neacșa. Oh, ce execuție ale Alexandru Neacșa! Reacția publicului spune tot. E vreme și de spectacol atunci când ai un om în plus și conduci pe tabelă Concordia Chiajna. Se aude din dreptul peluzei nord și numele celor de la UTA, echipă care va evolua în Superliga de-abia luni la Șep și Sfântul Gheorghe. Pe această cale transmitem și noi cele mai călduroase gânduri lui Mircea Rednic, cel care și-a revenit după problemele pe care le-a avut la inimă. A fost montat un stent după partida câștigată în fața celor de la FCSB. Colegul său de generație, de fapt colegii săi de generație, Dorin Nicșa, Romică Gabor, Ioan Antone sunt prezenți la această partidă. Nu ratează meciurile de acasă niciuna din glorile Corvinului. Ținem aproape de club. Ioan Petcu și Romică Gabor fac parte din organigrama clubului, la fel ca Ioan Antone. Romario Pirez, o minge ploată a acestuia într-o zonă în care se află Hrezdac, respinge nu foarte bine până la Ispas. Șutul lui Ispas este 2-2. Execuție sănătoasă a acestuia în minutul 22, cade acest gol după o fază care nu anunța nimic. Minutul 67, 2-2, Ispas, execuție foarte frumoasă cu piciorul stâng. Minutul 67, 2-2, înscrie cu numărul 4, Denis Ispas. Corvinu! 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 Da, de o astfel de execuție ai nevoie atunci când te afli în inferioritate numerică și nu-ți merge jocul. O minge respinsă de Hrezdac în față. Denis Ispas șutează bine cu stângul de la aproximativ 20 de metri direct în colțul lung. Iacob acum. Centrarea lui Iacob pentru Coman a fost însă offside, poziție în afară de joc a lui Coman. Primește din nou gol în inferioritate numerică echipa noastră, la fel s-a întâmplat și la Buftea în meciul cu Progresul Spartak, doar că atunci era 2-0 pentru echipa noastră, acum a fost 2-1 și e 2-2 după această reușită a lui Denis Ispas. Da, cam asta poate face diferența și experiența unor jucători, cum este acest Ispas. Fundaș central sosit în această vară de la Universitatea Cluj. Va împlini zilele viitoare 30 de ani. O minge pentru Velisar, nu mai poate ajunge jucătorul nostru de bandă. Am mai jucat și la FC Universitatea Craiova și la Turist Turnu Măgurele. Și la Chindia Târgoviște, Denis Ispas, un jucător pe care îl știe foarte bine Eric Lincar, a urcat și un jucător înalt, a urcat să lovească mingea cu capul în cele din urmă, a reușit să înscrie cu un gol frumos. Se scriu goluri frumoase la Hunedoara, chiar dacă de data aceasta reușita a venit în poarta lui Fane Lefter.
Din nou pauză de hidratare aici la Hunedoara, 2-2 în minutul 69. Vă reamintesc că a deschis scorul Concordia în minutul 2 prin Adrian Bălan, a întors rezultatul echipa noastră prin reușitele lui Denis Hrezdac din prima repriză și a lui Coman din a doua repriză. A egalat în urmă cu câteva momente Denis Ispas. Mai este însă timp suficient pentru a forța victoria aici la Hunedoara. E un moment de acalmie, moment numai bun de a trece în revistă și celelalte rezultate. Viitorul Târgu Jiu, FK Csíkszereda 0-1, CSM Alexandria, CSM Slatina de asemenea 0-1, CSM Reșița, Progresul Spartak 0-0 și Unirea Dej, Gloria Buzău 1-0 într-un meci care a început la ora 12. Se prefigurează și prima schimbare în 11-le de start al echipei noastre. De fapt, sunt două schimbări pregătite de Florin Maxim. Sebastian Ion și Marius Lupu vor fi la marginea terenului. Deocamdată Eric Linca rămâne pe poziții și după ce l-a introdus pe Romario Pirez în locul lui Dulca, odată cu eliminarea. Nu, sunt trei schimbări pregătite de Florin Maxim, pentru că este și Marius Kindriș acolo la mijlocul terenului. Acum să vedem... Da, ele au loc acum, modificările. O să le anunțăm pe rând. Da, și iese de pe teren Denis Hrezdac. Triplă modificare în echipa noastră. Iese de pe teren marcatorul primului gol, Denis Hrezdac! În locul său intră cu numărul 33, Marius Kindriș. De asemenea, în aplauzele dumneavoastră, iese de pe teren cu numărul 98, Mihai Velisar. În locul acestuia intră pe teren cu numărul 7, Marius Lupu. Și de asemenea a părăsit terenul pentru formația noastră cu numărul 18, Timotei Mitran. Iar în locul său a intrat cu numărul 11, Sebastian Ion. 70 minutul celor trei schimbări operate de Florin Maxim. Interesant această schimbare cu Mihai Velisar și juniorul Sebastian Ion. Și apelează la un jucător cu experiență, Marius Kindriș, în detrimentul lui Denis Hrezdac. Nicolae Pârvulescu trece în viteză de Romario Pirez, care a preferat să nu faulteze. Pârvulescu continuă centrarea acestuia pentru Lupu, care trece pe lângă minge. Alexandru Neacșa acum în banda stângă. S-a reluat jocul repede. Neacșa pentru Lupu. Lovitura de cap acestuia reținută de Oncescu. Prima atingere de balon pentru Lupu, care s-a demarcat foarte bine la faza de adinaure a lui Nicolae Pârvulescu. Sebastian Ion trimite cu capul pe spate, mingea îi revine lui Lefter. Marius Kindriș în posesia și preluată banderola de capitan de la colegul său Alexandru Neacșa. Marius Lupu trimite o minge care este respinsă de Denis Ispas, deocamdată cel mai inspirat jucător al reprizei secunde, Adrian Bălan. Adrian Bălan ține bine de minge și încearcă să-i paseze lui Tuca Liuc. Foarte bine s-a calibrat acolo și s-a repoziționat Antoniu Manolache. Era o pasă periculoasă pentru Tuca Liuc, care venea între fundașii centrali ai Corvinului. Kindriș, Marius Coman, reprimește același Marius Kindriș, Antonio Bradu, mai departe pentru Sebastian Ion, tânărul din banda stângă, centrarea lui Ion, lasă bine Coman pentru Lupu, Lupu, șutul în blocaj al lui Lupu, ușor neatent acolo și intervine Ispas. Corvinu, Corvinu, Corvinu!
Va fi din nou corner pentru echipa noastră. Aceiași doi jucători sunt la marginea terenului, la Fanion, Alexandru Neacșa, Nicolae Pârvulescu. Pârvulescu rămâne pentru eventualitatea unui corner bătut scurt de decarul formației noastre. Va fi însă o minge lungă trimisă în careu de Alexandru Neacșa. Pe bara a doua, într-o zonă în care urcase Antoniu Manolache, respinge defensiva Chiajnei. Manolache trebuie să câștige duelul cu Tucaliuc fără să faulteze. Deocamdată nu reușește acest lucru. Vine acum și îi fură balonul foarte bine. Era în dublaj acolo Marius Kindriș. Efortul lui Antoniu Manolache nu rămâne în zadar pentru că este aplaudat de fanii de la tribuna a doua. Minge mai departe pentru Alexandru Neacșa. Au calmat foarte bine jocul cei de la Concordia Chiajna, care în aceste momente nu arată ca o echipă care are un om, care evoluează cu un om în minus. Nu s-a văzut acest lucru decât în startul reprizei secunde. Aruncare de la marginea terenului pentru Corvinul Sebastian Ion în spate. Am intrat în minutul 74. Intrăm cât de curând în ultimul sfert de oră al acestei întâlniri. 2-2. Am spus că e unul dintre cele mai interesante jocuri ale etapei. Așa și este. De departe. Sebastian Ion în duel cu Tucaliuc. Sebastian Ion are viteză, își pregătește mingea pe centrare și va fi un nou corner pentru echipa noastră, care insistă cu astfel de mingi pentru că arată foarte bine din punct de vedere fizic la cornere, stă bine la fazele fixe echipa lui Florin Maxim. Urcă din nou în careu acolo Antoniu Manolache, îl văd și pe Iacob și pe Lică. Coman și Lupu, de asemenea, în careu, la margine sunt Sebastian Ion. Execută Pârvulescu, respinge Gabi Tamaș, cel al cărui nume nu l-am mai rostit de ceva vreme. Kindriș, Romario Pirez își faultează un coechipier și cu această intrare prin alunecare, dar cade un jucător al Corvinului acolo. Sunt probleme pentru Lică, întins pe gazon, și cred că va fi o nouă modificare pentru Chiajna, cred. Da, Concordia Chiajna pregătește o nouă schimbare. La marginea terenului este Burcea. Să vedem dacă va putea continua și Lică. Între timp se pregătește să intre Burcea. Nu mai poate continua Lică. Iese de pe tren Tucaliuc în minutul 76 și intră acest Burcea. A doua modificare în tabăra oaspeților, a ieșit de pe teren cu numărul 20 Tucaliuc și a intrat cu numărul 15 Burcea. Îngândurat la marginea terenului Florin Maxim, pentru că cred că se gândea la o altă schimbare pe final de meci, nu la cea care să-l vizeze pe Lică. Primește în continuare îngrijiri medicale Viorel Lică și par probleme serioase pentru fundașul nostru central, condiții în care intră în locul său în acest minut 77 Ionuț Pop. Și o nouă modificare în echipa noastră, iese de pe teren cu numărul 6 Viorel Lică. Iar în locul său intră cu numărul 3 Ionuț Pop. Primesc aplauze cei doi jucători. Ionuț Pop poate evolua și ca fundaș dreapta și ca fundaș central, dar acum va intra fundaș central cum necum. Par probleme destul de serioase pentru Viorel Lică, în condițiile în care și Elton da Silva este accidentat tot în acea zonă a terenului, dar din câte se pare, recuperarea sa merge pe drumul cel bun și îl vom vedea cât de curând în echipa noastră. Recuperează Lupu și pasează lui Neacșa, tras de tricou Neacșa. Omuț îi face semn că jocul poate continua. S-au oprit și colegii săi din față la această fază. Adrian Bălan ia fața lui, Ionuț Pop cade și se acordă lovitură liberă la această fază. Luat în primire deja Ionuț Pop de Adrian Bălan și o nouă fază fixă la care oaspeții sunt foarte periculoși, chiar și cu un om în minus. Am mai spus-o, Concordia Chiajna, o echipă foarte puternică. În preajma balonului se află Romario Pirez, jucător care s-a stabilit de câțiva ani buni în România, care vorbește foarte bine limba română. Vă reamintesc, câștigător de cupă cu Petrolul. Centrarea lui Pirez reține bine Fane Lefter.
Lefter se grăbește și trimite o minge în zona în care se află Nicolae Pârvulescu. Nu este Ispas, ci Achim, cel care a trimis în margine. Bine a văzut acolo Ștefan Lefter, erau doar doi jucători ai Corvinului în față, Sebastian Ion și Nicolae Pârvulescu. Trebuie să găsească o cheie Corvinul pentru a ataca în acest final de meci, pentru că are un om în plus din minutul 33, a întors rezultatul, dar îi lipsește puțină limpezime în atac. Sebastian Ion o pasă în spate pentru Marius Kindri și pleacă în bandă acolo Flavius Iacob, către el merge această minge și e din nou corner pentru echipa noastră. Am pierdut numărătoarea în ceea ce privește loviturile de la colțul terenului. O nouă fază fixă, chiar dacă a ieșit Lică de pe teren, poate fi periculos acolo și Ionuț Pop. Lică a ajuns de-abia acum în dreptul peluzei Norsem, care are probleme. A ținut zona inghinală acolo, Lică șchiopătează vizibil. Alexandru Neacșa cu un nou corner pentru echipa noastră, bătut cu mult efect, respinge Oncescu. Se joacă. Același Neacșa, încă o centrare a lui Neacșa, respinge Adrian Bălan până la Kindri și încă are Kindri și un luft acum al lui Achim, probleme mari pentru Chiajna la această fază fixă. Antonio Bradu nu se complică și trimite în spate pentru Lefter. Dacă nu și-ar mai fi făcut preluarea Marius Kindri, ar fi fost bună poziția de șut. Coboară să primească Antonio Bradu. Sunt momente în care mi se pare că ambele echipe au ceva probleme la nivel fizic, adică e normal, nu mai sunt la fel de proaspete, suntem în ultimele 10 minute ale confruntării de la Hunedoara. Inepuizabil Romario Pirez ține Sky de Antonio Bradu, Marius Kindri și mai departe pentru același Antonio Bradu, pleacă pe flanc Flavius Iacob, nu are cum să fie offside la această fază, dar e fault în atac în schimb. Ghinfuș a fost faultat de Iacob. A scăzut foarte mult ritmul pentru că, iată, nu se grăbesc nici oaspeții. Oncescu trimite pe vârf această minge, direct pe vârf. E clar că vor căuta aceste mingi lungi. Unul la mână pentru că Adrian Bălan este foarte periculos. Doi la mână pentru că echipa oaspete este o echipă cu o talie peste medie. Aș spune, cred că este cea mai înaltă echipă, dacă pot spune așa, din Liga Secundă. Se vede acest lucru și cu ochiul liber și pe această transmisiune. Încă o dată mulțumim tuturor celor care ne urmăresc pe canalul nostru de YouTube. N-am mai transmis de foarte mult timp o partidă, asta pentru că echipa noastră se află în topul preferințelor celor de la DigiSport, Prima Sport și FRF TV în această ordine. Aceste entități au prioritate în ceea ce privește transmisiunile în direct. Manolache minge pe vârf pentru Coman, are duelul său Coman cu Tamaș. Experiența lui Tamaș spune cuvântul și la această fază, de altfel și modul în care își dozează efortul, modul în care stă pe teren, se vede că nu degeaba a îmbătrânit, cum se spune, în fotbalul românesc și în fotbalul internațional, pentru că a avut multe angajamente și în fotbalul european. Alexandru Neacșa caută șutul, Neacșa! Peste poartă, șutează bine cu stângul, Eric Lincar știe acest lucru și ridică două mâini în aer pentru că jucătorul care se afla în fața sa nu trebuia să îi ofere posibilitatea lui Neacșa să treagă de la distanță. Unirea Dej își dublează avantajul în fața celor de la Gloria Buzău, incredibil, 2-0 pentru Unirea Dej. Singurul stadion pe care încă nu s-a marcat e la Reșița. În Valea Domanului este în continuare 0-0 între CSM Reșița și Progresul Spartac. Asta spune multe despre modul în care s-a prezentat în Caraș ultima clasată, care va arăta mai bine, sunt convins, pe măsură ce va progresa în campionat. Și asta pentru că unul la mână și-a mai adus jucător, doi la mână e doar începutul de campionat. S-a dictat repede fault la această fază, nu s-a mai prea jucat mare lucru în ultimele 10 minute. 2-2, rezultat stabilit în minutul 67 de reușita frumoasă a lui Denis Ispas, un șut de la 20 de metri direct în colțul lung cu stângul, o minge respinsă cu capul de Denis Crezdac.
Ionuț Pop, cu mult calm la această fază, lasă mingea lui Antoniu Manolache. Pop, un jucător tânăr care a crescut aici la Hunedoara, i-a oferit în ultimii ani, i-a oferit foarte mult încredere Florin Maxim, pentru că a văzut potențialul, un băiat foarte disciplinat și pe teren și în afara lui. Ionuț Dorin Pop, venit din fotbalul arădean, izvor nesecat de talente. Kindri și-a lăsat mingea pentru Nicolae Pârvulescu. Pârvulescu se debarasează de Lazar, îi pasează lui Alexandru Neacșa, ridică mingea Neacșa pentru Ion în marginea careului, s-au cam închis. Ce intervenție are Marius Kindri și acolo, lăudat și aplaudat pentru această intervenție. Manolache, o minge de urmărire pentru Coman, duelul său cu Gabi Tamaș. Coman puternic și acordă din nou lovitură liberă Ionuț, irită prin decizia sa. Sunt ceva discuții între Marius Omuț și unul dintre membrii staffului nostru, cartonaș galben pe care îl vede Cătălin Ojiga, probabil pentru proteste, aș spune ușor îndreptățite, lăsând deoparte subiectivismul de la acest microfon, pentru că nu mi s-a părut chiar o fază de fault la această intervenție a lui Marius Coman. În fine, Gabi Tamaș, lung de linie a lui Tamaș, în zona în care activează Burcea în această repriză secundă. Un jucător talentat și acest Burcea. Iese bine Ion din apărare, pasează lui Lupu. Lupu trebuie să fie atent, a ținut prea mult de minge, recuperează acela Sebastian Ion, trimite cam tare pentru Antonio Bradu, intervenție cu talpa lui Romario Pires, câștigă duelul, mi s-a părut fault acolo a lui Romario Pires, cel care păstrează posesia, greșește intervenția Ion, pas, nu a fost ispas și Ghinfuș acolo și va fi corner pentru Concordia Chiajna. Atenție la această fază pentru că e foarte periculoasă echipa lui Eric Lincar. Nu e corner până la urmă. A trecut peste decizia asistentului de pe această parte, Marius Omuț. Manolache, minge pentru Neacșa, 86 minutul, Ionuț Popa. Pop mai departe pentru Marius Kindriș, lipit de tușă Iacob, dar nu poate trimite în acea zonă fără săriște un pic Marius Kindriș. Ionuț Pop, mult calm până la Neacșa. Neacșa nu e cel mai bun serviciu al acesteia pentru că se afla la mare distanță Kindriș de el. Recuperează Adrian Bălan, trimite în spate pentru Romario Pires, mai departe pentru Ghinvuș. Ghinvuș talonat bine de Iacob și trebuie să spun că în acest final de meci nu s-a simțit în minus pe care l-a avut Concordia. Foarte bine a stat în teren echipa antrenată de Eric Lincar. Două echipe care propun fotbal, două echipe puternice, solide ale campionatului Ligii Secunde. Pe bună dreptate a făcut o analiză foarte pertinentă Florin. Și probabil dacă rezultatul final va fi cel înscris pe tabelă, lucru care îl va nemulțumi cel mai mult e faptul că am avut un om în plus pe teren încă din minutul 34 și deși am întors rezultatul, n-am știut să ținem de el. Bine, a venit și acea execuție frumoasă a lui Spaz, n-avea ce să-i faci, decât, evident, să nu respingi în acea zonă. Minge pentru Sebastian Ion, care îl depășește acolo pe adversarul său direct, pasează modest în careu, cade Lupu, nu, nici vorba de faul la această intervenție a lui Gabi Tamaș, care saltă mingea peste Nicolae Pârvulescu, vine în sprijin Manolache, Pârvulescu, nu, n-a ieșit mingea în afara terenului, așa cum cere Burcea, îndemnat la calm de Eric Lincar, foarte rațional Eric Lincar, l-a îndemnat să se calmeze și l-a și trimis înapoi să respecte poziția sa de joc. Manolache, bună mingea lui Manolache pentru Sebastian Ion, centrarea lui Ion însă nu este cea mai calitativă, se duce prin spatele porții. A rămas 2 minute din timpul regulamentar, Corvinul Concordia Chiajna este 2-2. Meciul cu cele mai multe goluri înscrise până acum în această etapă. Sunt în desfășurare alte 4 jocuri. În cele din urmă a reușit să egaleze și Viitorul Târgu Jiu, chiar dacă joacă cu un om în minus, pe FK Cixere, dar mari probleme pentru gruparea din Miercurea Ciuc. Bălan deviază cu capul pe spate într-o zonă în care trebuia să fie Burcea.
a calmat și a protejat Manolache pentru Ștefan Lefter. Lefter mai departe pentru Pop și mai departe pentru Iacob. Soluții puține, Iacob greșește o minge simplă. Aici s-a făcut ușor diferența pe finalul acestei reprize secunde, la nivelul mingilor livrate de cele două echipe. Neacșa în blocajul lui Pirez, o dublă schimbare pregătită de Concordia Chiajna. La marginea terenului sunt Cocoș și Dumbravă. Bradu în spate pentru Ionuț Pop. Mai departe Ionuț Pop temporizează. Kindriș, din nou zona aglomerată în linia mediană. Antonio Bradu, puține opțiuni pentru Bradu, care pasează în margine pentru Lupu. Găsește o breșă Lupu acolo. Pârvulescu n-a părut neapărat în joc în această repriză secundă, l-a faultat pe Romario Pires și este timpul celor două modificări. În minutul 89 iese de pe teren Adrian Bălan și în locul său intră Cocoș. Și va ieși și Ghimfuș, dacă am văzut bine, și va intra Dumbravă. Câteva momente de stupoare, pentru că nu știm care dintre jucători vor ieși. A intrat în cele din urmă numărul 21, Dumbravă. O nouă modificare la Concordia Chiajna, a ieșit de pe teren cu numărul 80, Ghimfuș, și a intrat cu numărul 21, Dumbravă. De asemenea, iese de pe teren cu numărul 9, Adrian Bălan. În locul său intră cu numărul 19, Cocoș. Ușor admonestat de cei la tribuna oficială, Adrian Bălan, pentru lentoarea cu care a părăsit terenul și a văzut însă propriul interes. 6 minute suplimentare pentru această partidă de la Hunedoara. E și normal, s-au făcut 8 modificări, s-a stat pe teren și se dă lovitură liberă la această fază. Antoniu Manolache vede și cartonașul galben, a căzut nou intratul Cocoș și din nou lovitură liberă periculoasă pentru Chiajna. Cartonaș galben văzut de jucătorul cu numărul 30, Antoniu Manolache. N-am apucat să văd reluarea acestei faze, așa că a fost chiar de cartonaș galben intervenția lui Antoniu Manolache și cel care a luat mingea este, atenție, Denis Ispas, posesorul unui șut bun, după cum am văzut în această repriză secundă. M-am uitat un pic spre banca tehnică a Chiajnei, sunt câțiva oficiali care preferă să nu vadă această lovitură liberă, pentru că e un moment foarte important al jocului. Jucător de picior stâng, Ispas. Șutul lui Ispas, complet ratat, execuția acestuia, care dă vina pe gazon, a trimis însă lamentabil Pop. A mușcat din gazon Ispas, într-adevăr, înainte să tragă cu piciorul stâng. Manolache, Bradu, bine vede o zonă liberă acolo pentru Marius Kindriș, mai departe pentru Alexandru Neacșa. L-are în margine pe Flavius Iacob, pasa lui Neacșa. Ușor deghicit, pentru că iată și cât de ușor se lasă depășit Neacșa. Fluieră încă o dată Marius Omuț, care nu face decât să irite și mai mult spiritele, mai ales la tribuna mare, tribuna de peste drum, cum vedem noi acest meci. Ne apropiem ușor-ușor de finalul jocului, suntem însă în al doilea minut suplimentar din cele 6. Este 2-2, aruncare de la marginea terenului pentru Concordia Chiajna, care face pasul ușor spre careul Corvinului, deși are un om în minus din minutul 33. După eliminarea lui Dorin Codrea pentru două cartonașe galbene, Corbu nu se grăbește să repună de la marginea terenului, e și normal. Minge pentru Cocoș, din nou aruncare de la marginea terenului oferită de Antonio Bradu, care îl are în marcaj la această fază pe puternicul Romario Pirez. Face baricada acolo Pires pentru un coleg de-al său, primește în cele din urmă Romario Pires, trebuie să fie atent Antonio Bradu, nu se lasă depășit cu una, cu două jucătorul nostru, rămâne în posesie Pires și e fault în atac, cade acolo Bradu, lovit cred că involuntar de Romario Pires.
caută să se grăbească cu repunerea mingii în joc Ștefan Lefter, pentru că mai sunt 3 minute și mai pot fi ceva mingi aruncate pe jucătorii noștri din atac. În posesie Ionuț Pop, iese cu mingea la picior, trece de Cocoș, dar serviciul său nu este cel mai bun, a fost și foarte previzibil la această fază. Minutul 94 în acestei întâlniri, aproape de un nou rezultat de egalitate, dar în același timp de un nou meci fără înfrângere, echipa noastră care într-adevăr a întors rezultatul și putea profita de omul în plus avut pe teren. Va fi cartonaș galben pentru Denis Oprescu. Un nou cartonaș galben văzut de Denis Oprescu. Acum o minge de urmărire pentru Marius Coman, același Romario Pirez, cu puțin noroc trece mingea și pe lângă Antonio Bradu, minutul 95, ultimul din timpul regulamentar. Flavius Iacob, într-una dintre cursele sale care l-au făcut celebru cu ghilimele de rigoare aici la Hunedoara, dar scapă mingea în afara jocului, în afara terenului. Acum chiar că nu se mai grăbește nimeni din echipa Concordiei, un punct salvat la un moment dat, aș spune, odată cu execuția frumoasă a lui Denis Ispas. Suntem în minutul 95 spre 96 aici la Hunedoara, după ceasul meu. Multe întreruperi în ultimele 10 minute ale confruntării de aici de la Hunedoara, dar rămâne neînvinsă Corvinul, dacă evident rămâne scorul înscris pe tabelă în acest moment. Ce intrare are Cocoș asupra lui Manolache. A fluierat scurt Marius Omuț în stilul lui Alexandru Tudor. Manolache caută un jucător căruia să îi paseze. O face acum pentru Nicolae Pârvulescu, cel care a dispărut din joc. De minute bune pentru Corvinul. Pierde și acum această posesie echipa noastră. Romario Pirez în blocajul lui Antonio Bradu, cel care câștigă duelul la marginea terenului. Recuperare foarte bună a lui Antonio Bradu. Pasa lui Nicolae Pârvulescu intuiește foarte bine. Gami Tamaș revine și Antonio Bradu și cred că aici s-a jucat această partidă. Va rămâne 2-2, primul rezultat de egalitate de pe teren propriu pentru echipa noastră în actuala stagiune, dar de departe nu e un motiv descurajant, pentru că rămânem fără eșec în 7 partide oficiale și rămânem pe locul secund în clasamentul Ligii a doua înaintea pauzei prilejuite de jocurile naționale. Singurul regret care rămâne după acest joc e că puteam ține toate punctele acasă, având în vedere că am jucat cu un om în plus pe teren, dar am întors rezultatul, iar asta spune multe despre mentalitatea și atitudinea echipei lui Florin Maxim. Pare că așteaptă finalul de meci a ambele echipe, Corbu până la Kindriș, mai departe pentru Bradu, luat în primire de Romario Pires, fluieră încă o dată același Omuț. Cad doi jucători acolo, Kindriș și Lazar, și cred că va fi ultima minge aruncată înspre careul Corvinului. Suntem în al 7-lea minut suplimentar din cele 6 arătate de Omuț. Să vedem dacă va avea forță această minge trimisă în față de Alexandru Neacșa. Îi mișcă mingea Lefter lui Neacșa. A fost o schemă, centrarea lui Neacșa. Urmărește acolo un jucător al Corvinului, dar aici cred că se încheie această partidă. A fost o minge retrimisă în careu de Manolache pentru Coman. Suntem în minutul 90 plus 8 aici la Hunedoara. Aproape de final, Denis Oncescu degajează. Nu fluieră finalul Marius Omuț. Acolo este Cocoș, mai departe Kindriș, Antonio Bradu. Nu fluieră nici în acest moment Omuț. Sebastian Ion trimite un lung de linie pentru Lupu. Respinge Corbu. Acum este Gabi Tamaș în zonă
zonă centrală și e final de meci aici la Hunedoara. Se încheie Corvinul Concordia Chiajna 2-2. Mai mulți jucători ai oaspeților se prăbușesc pe teren la acest final de meci. Lăudabil efortul celor două echipe. În cele din urmă se încheie la egalitate această confruntare. Am fost Claudiu Mic și Alexandru, Claudiu Saf și Alexandru Mic și vă mulțumim pentru faptul că ați urmărit această frumoasă întâlnire de aici de la Hunedoara. Să aveți un weekend liniștit. Ne reauzim pe toate canalele de comunicare ale Corvinului.